Ce mai mulți cetățeni moldoveni și-ar dori o alianță între democrați și socialiști, iar cu un procent mai puțin își doresc o alianță între PSRM și acum. Cel puțin asta sunt datele ce se conțin într-un sondaj prezentat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. La întrebarea cum considerați care este soluția cea mai bună pentru depășirea crizei politice, crearea unui legislativ funcțional, 28,6% au răspuns crearea coaliției PSRM și PDM, 27% o coaliție PSRM și acum, iar 15,4% optează pentru anti Anticipate. Iar dacă duminica viitoare am avea alegeri anticipate, cele mai multe voturi ar obține socialiștii urmați de Democrat și cei din blocul acum. Studiul a fost efectuat în perioada 20 aprilie, 13 mai. Sondajul are o marjă de eroare de plus minus 3%. Studiul a fost realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova la comanda filialei din Chișinău, a Institutului Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale Cetățenilor, statelor membre a adunării interparlamentare CSI.